Cel mai simplu mod în care vezi caracterul cuiva este observând felul în care se ocupă cu persoanele de care nu are nevoie. De cele mai multe ori suntem foarte atenți cu persoanele de care avem nevoie. Interesant este cum îi tratăm pe cei de care nu avem nevoie. Suntem prezenți cu ceea ce cer de la noi? Răspundem cu tot ce avem mai bun și mai frumos în noi celor de la care nu așteptăm nimic? Sau îi tratăm pe toți ca și când ar fi proști, cretini, fără valoare, care doar emit convingeri peste convingeri și îți mănâncă timpul? Reușești să îi respecti pe toți sau dorești doar să pari bun în ochii celor de care ai nevoie? Su Takumi spunea ceva de genul că uneori trebuie să faci pe prostul ca să prostești pe cel care dorește să prostească. Și vin eu și întreb în completare, cât de mult ajungi să te prostești tu pe tine de frica să nu te prostească alții? M-am dus acest subiect în discuție pentru că te ajută să te cunoști mai bine atât pe tine cât și pe cei din jur. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.